Sunt Elena Ștefănescu. Sunt Andrei Ștefănescu. Sunt arhitect. Sunt arhitect. Și vreau să schimb Bucureștiul. Vreau să schimb Bucureștiul. Iubiți sau urâți Bucureștiul? Eu personal îl iubesc. Îmi place Bucureștiul. Și îl iubiți așa cum este sau așa cum vi-l imaginați? În ambele sensuri. Are un farmec aparte. Deși ca arhitecți tendința e să construim clădiri, la fel de important este și golul și vidul care apare într-un oraș și în jurul căruia ne învârtim. Fiecare oraș, dacă ne gândim, are o piață centrală în care se întâmplă totul și nimic în același timp. Se întâmplă totul în sens de mișcare, de gravitație, toată lumea are o mișcare în jurul acelui centru care reușește printr-o forță pe care nu o înțelegem să ne adune. România și Bucureștiul se află undeva la mijloc, se află între Orient și Occident. El nu poate să fie 100% occidental, nu poate să fie nici 100% oriental și atunci are elemente din ambele culturi și are nevoie de elemente din ambele culturi, atunci trebuie să acceptăm elementele astea împreună și în contrast unul cu altul. Și cred că așa poate deveni un oraș frumos cu o identitate aparte. Fiecare generație are o identitate proprie. Și fiecare generație pune câte un strat peste oraș, nimic nu e veșnic și fiecare generație are dreptul de a se exprima și de a-și crea un mediu construit cu care să se identifice. Aș vrea ca generația noastră să experimenteze mai mult spațiul public, să creeze spațiul public. Un oraș nu se construiește și nu se dezvoltă într-o singură etapă. La un moment dat, o idee suficient de puternică o să adune în jurul ei suficienți oameni care să contribuie și să o susțină și să o ducă mai departe. Ce e foarte important e ca acea idee să ajungă o viziune care să nu se mai modifice. Așa cum e Dâmbovița acum, este percepută mai mult ca un obstacol decât ca o zonă de promenadă sau o zonă în care să mă duc să mă simt bine. Faptul că prin acel canal circulă apă sau nu a devenit aproape neimportant. Proiectul nostru propune tocmai aducerea Dâmboviței în aproape de oameni. Dacă privim trecutul, prezentul și viitorul, apa o să continue să existe, sperăm, în București. Au trecut peste 10 ani de când ne-am gândit prima dată cum am putea schimba zona Dâmboviței. Încă am sărit niște garduri ca să stăm unde stăm acum.
Un mare potențial l-am descoperit în zona aceasta în a amenaja și a transforma tot spațiul acesta care în prezent este viran într-un spațiu de promenadă și într-un nou parc al Bucureștiului. Ne bucurăm că vedem în continuare potențial, că potențialul nu a fost irosit. Pe de altă parte, este trist că potențialul încă nu a fost folosit. Speranța moare ultima! Pare important este să conștientizăm că schimbarea începe chiar acum și că putem de acum să facem pași către un viitor mai sustenabil și mai verde pentru București. Nu ajung niște muscate în gardinierele de gen instalate. Cred că e momentul să depășim rezolvarea simplistă prin jardiniere și mușcate.